Ochelarii de soare sunt foarte necesari, de aceea e obligatoriu să purtăm ochelari de soare atât pe perioada verii cât și pe perioada iernii, atunci când practicăm sporturi de iarnă. Ochelarii de soare trebuie cumpărați în magazine de specialitate. Trebuie să aibă un certificat de garanție pe care să fie notat categoria filtrului, cantitatea de radiație ultravioletă care e absorbită de lentilă, precum și marcajul CE. Ce ar trebui să facă o persoană care poartă ochelari de vedere? Ce ar trebui să facă vara? Sunt suficiente lentilele acelea heliomat sau ar trebui ochelari cu dioptrii sau poate lentile de contact? Persoanele purtătoare de ochelari cu dioptrie au pe parcursul verii mai multe opțiuni. Una dintre ele ar fi lentila heliomată, care filtrează radiația ultravioletă, însă trebuie notat faptul că atunci când conducem, lentila heliomată nu se închide suficient din pricina faptului că parbrizul are un filtru de UV. Lentila heliomată se închide nu la lumină, ci la radiația ultravioletă. Deci ochelarii ăștia heliomați nu sunt așa de grozavi atunci când conducem. O altă variantă ar fi efectuarea unor ochelari de soare, deci lentile colorate, care au dioptrie.